acest maraton al artei se află și colega noastră, Cristina Ștefan, în direct acum cu noi. Bună ziua, Cristina! Au început deja să vină oamenii sau de când pot ajunge acolo vizitatorii? Bună ziua, Berta, bun găsit, doamnelor și domnilor. Această expoziție își deschide practic porțile iubitorilor de artă începând de mâine și practic va dura până în data de 7 august. Aceasta este noutatea evenimentului de anul acesta, deci nu o să mai dureze 10 zile, așa cum se întâmpla în anii anteriori, ci aproximativ 3 luni și jumătate. În tot acest timp, iubitorii de artă vor putea admira lucrări aduse din Spania, din Germania, din Israel, dar și opere de artă ale marilor artiști români, printre care amintim Teodor Aman, mare maestru al artei, dar și Irina Dragomir, precum și Marcel Iancu. De altfel, lucrarea semnată de Marcel Iancu este cea mai valoroasă din cadrul acestei expoziții, peste 300.000 de euro. Surpriza acestei expoziții este redată de 75 de lucrări de artă ale lui Picasso și Dalí, printre care amintim pălăria cu trei colțuri. Știm că cei doi mari artiști au lucrat la decoruri, au lucrat la costume, dar și la machiaje. Așadar, până în data de 7 august, toți cei care iubesc arta vor putea veni la această expoziție Art Safari, care se desfășoară la Palatul Dacia România.